Sunt Arcadi Plăcintă, sunt unul din organizatorii zilelor filmului românesc la Chișinău, paralel deja și la Soroca. Deja câta oară venim aici pentru că întâlnim cu oameni cu dragoste față de cultura românească, oameni care stau aici și au sufletul ăsta românesc. Și era și normal ca să venim cu filme și aici la Soroca, cu zilele filmului românesc. Anul ăsta am venit cu două filme, e vorba de Popacul Dorului, un film pentru copii și a doua un film pentru părinții acestor copii. E Oameni de treabă, un film făcut, ambele filme de altfel făcute anul trecut și cu deja multe selecții la festivalurile internaționale. Suntem plăcut surprinși că anul ăsta avem sălile pline și la prima proiecție și la două proiecții bine. În cazul primei proiecții pline, de atât că am înțeles că sunt copii sfiniți din satele din prejurii, ceea ce e un lucru foarte binevenit, că până afară de faptul că copiii văd un film de ecran mare, mai și cultivăm cultura asta de a merge și a privi film, nu acasă la televizor sau la telefon. Sperăm că și la anul cu forțe mult mai mari vom reveni și cu poate mai multe filme, dar asta mai aproape de eveniment. Mi-a plăcut foarte mult filmul. A început așa, ușor, dar la final... A fost puțin mai trist, da? Am rămas impresionat de filmul de astăzi. Ideea e că să visăm, fiindcă visurile devin realitate. Și a fost o combinație frumoasă dintre prezent și trecut. Au avut un mesaj foarte profund. Totuși, până la urmă, cred că a fost un final fericit. Simplicitatea a plecat, dar a plecat cu sufletul împăcat. Vă mulțumim pentru această producție și venim cu drag la următoarele. Astăzi la seara filmului românesc, pentru că așteptam de mult acest eveniment. Filmul pe care l-am vizionat, Oameni de treabă, este o poveste încărcată cu tragism, dar și cu multe povești de viață. Este un film care te pune să gândești la niște lucruri care pot fi uneori întâlnite în viață, dar este și un film despre viață, despre vise, despre prieteni, despre oameni de treabă, de la care putem învăța uneori niște lucruri adevărate.